Acum îmbraci haina de conducător, Dani, și o faci foarte bine. Dacă te uiți în urmă și ai avea posibilitatea să alegi din foștii tăi colegi să aduci la Hermașta trei dintre ei, care ar fi aceea? De la Rapid? Sau? De la Rapid, da. L-aș aduce pe Pancone, aș aduce pentru spiritul pe care îl are, uh. Tot timpul a fost pozitiv, tot timpul a fost primul la antrenament, primul în sala de forță, pleca ultimul de la antrenament, indiferent de vârsta pe care o aveam. Iar determinarea pe care a avut-o Pancone, nu știu dacă o au 5% din fotbaliștii din ziua de azi. Deci 5% dintre toți. Eu este așa spuneam. cred. La cum l-am cunoscut eu pe Pancone, sunt ferm convins că nu greșesc cu nimic. Talentul pe care l-a avut Pancone, execuțiile pe care le-a avut el sunt rare. Iar jucătorii tineri ar avea mult, foarte mult de învățat de la el. Eu sunt convins că dacă va avea șansă, va ajunge un antrenor bun, pentru că știe fotbal. Cu adevărat știe fotbal. Și eu și un exemplu pentru tineri, ăștia pe care antrenează acum la Under 21, Pancone încă să bagă la antrenament, dă la poartă, le explică lucruri. Al doilea sau n-aș putea să fac uh, un, clasament. un clasament. Uh, L-aș aduce pe Daniel Nicolae. Președinte în locul tău? <laughs> Vezi care să fie, fie cu mine Robert acolo, la să fim la... amândoi. Să fiți acolo. Să fim Împreună fi mai, puternici. Împreună da. am fi mai puternici, sunt convins. Deci ați fi singura echipă uh, din Superliga cu doi președinți. Să conduci un club indiferent uh, de club, dacă este de prima ligă, nu o poți face singur. Clar. Sunt foarte multe lucruri de făcut iar dacă cineva consideră că poate face singur, greșește. Sunt conducător și eu. De mai mulți ani și eu am încercat în prima jumătate de an, în primul an la Astra să le fac pe toate. Și am ajuns încât nu mai făceam nimic bine. Dacă nu nici poți fotbal, să te nici marketing. în toate, nici... nu? organizare, nimic. Da. Noi avem și perioada grea acolo. Poate și asta întărește. Nici nu are importanță, Lucian. Un club de fotbal are nevoie de oameni capabili, de oameni muncitori, de oameni care să muncească zi de zi, de dimineață până seara. Că la fotbal nu se termină programul la ora 3. La fotbal și la ora 12 noaptea pui mâna pe telefon și suni. Iar pe Nicola și aduce el Întotdeauna, indiferent că organizam o masă, că organizam o petrecere după un trofeu câștigat, era sufletul echipei. Era omul care... Cu atmosfera! Cu atmosfera, da. era omul care organiza de la cafea până la cine cânta și ce se mânca. Era un băiat extraordinar, un băiat de grup, un băiat care uh, știa să creeze atmosferă și era plăcut de toată lumea. Și l-aș mai aduce pe Vasile Maftei, dar l-aș aduce antrenor secund. Aici e interesant. Și vă spun și de ce. L-am avut antrenor secund la Astra, și cred că putea fi unul dintre cei mai buni antrenori secund pe care îi are Liga 1 Serios? Pe cuvântul meu. Mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar i-am spus, mi-a plăcut extrem de mult. Mi-a plăcut modul în care uh, discuta cu jucătorii. Era plăcut de toată lumea, intra la antrenamente cu jucătorii, toți jucătorii îl cereau la 5 contra la miuțe, 2, la la... La... era un băiat senzațional și omul care spunea antrenorului principal exact ceea ce considera el. Deci cu opinii Cât argumentate. Argumentate, avea opinia lui, chiar dacă de foarte multe ori nu era aceeași cu antrenorul an principal. Victoriu. Dar îi spunea punctul de vedere și eu asta am apreciat foarte mult la el.